Cristi Borcea, dezvăluie ce s-a întâmplat cu adevărat cu el în anii petrecuți în închisoare, ce coșmar a trăit, cum a ajuns să aibă gânduri negre și cine l-a salvat. Ne spune Vlad Mogoș. Vlad, bună ziua! Ne vom întoarce la colegul meu. Îl auzim acum, Vlad, te ascultăm. Bine te-am găsit, Laura, într-adevăr, a spus despre Cristian Borcea nenumărate rânduri că ar fi avut parte de un tratament preferențial în cei 4 ani și jumătate petrecuți în spatele gratilor, însă iată că acesta și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri uluitoare despre acel calvar prin care a trecut, pe care l-a trăit. El spune că a stat închis cu ucigași, cu violatori, au fost peste 15 oameni închiși în aceeași cameră de dimensiunea unei sufragerii și că aveau o singură baie destinată la 200 de persoane. Mai mult decât atât, el a mărturisit că nu odată, ci de mai multe ori a avut gânduri negre, însă nu le-a dat curs datorită lui Giovanni și lui Victor Becali, cei care l-au susținut și l-au încurajat că totul va fi bine. De foarte multe ori plângea în închisoare, gândindu-se ce a fost și ce a ajuns, însă din momentul în care a fost eliberat, el a mărturisit că a învățat să iubească și să aprecieze libertatea mai presus de orice. Laura?